Până la urmă, poporul e suveran, da, a votat și noi nu putem decât să nu să ne împăcăm. Să fim foarte atenți la ce s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat cum nu m-am așteptat, să vedem ce măsuri putem lua. Pentru mine s-a așteptat, eu sunt total dezamăgit de rezultat de la Botoșani, pentru că eu credeam că oamenii mă înțeleg și nevoia noastră de a fi foarte bine reprezentați la București de oamenii care chiar se țin la locurile astea este importantă. Se pare că mesajul meu n-a fost cel mai bun, n-a fost cel de bine focusat și oamenii au ales altă direcție. Până la urmă, eu le mulțumesc la toți cei care ne-au votat, le mulțumesc de suflet la cei care, pentru cei care m-au votat, le mulțumesc tare mult, pe ceilalți îi respect, ne-au sănătate, au votat fiecare cu gândirea și cu voința lor. Știu foarte bine ce are nevoie Botoșaniu și cred că până la urmă s-a votat, am stricat voturi, am votat la nervi și lucrurile arată cumva deloc potrivit pentru noi. Pentru că din cei trei deputați, trei senatori de Botoșani este doamna Feodorovici cu domnul Ovidiu Jitaru din Botoșani și celălalt senator este de la SOS. Este un domn, nu știu cum, Alexandru Amitroaie. Da. Deci cam asta este prin. Iar la deputați este o vorba lui Ede, dezapăcit treaba Ede, pentru că la deputați doamna Lipă nu stă la Botoșani și nu de aici, este domnul Budăi, veșnicul domn Budăi. Este de la SOS un domn din Constanța și de la POT un domn șofer din Alba Iulia. Inginer. Mai adevărat. Da, lucrurile sunt complicate pentru Botoșani, pentru că nevoia noastră de a ne dezvolta și ceea ce am eu de făcut la Consiliul Județean miza foarte mult pe un ajutor de ăsta al colegilor mei. Acum, partea pozitivă. Partea pozitivă este că cred Partidul Național Liberal poate intra în actul de guvernare, iar eu am de făcut și lucrurile la Consiliul Județean pe care nu mă abat de la ele și cu siguranță voi face. Va fi mai greu. Nu renunț la a rezolva problema apei și sunt pe calea aceea pe care mi-am propus-o, adică să semnez de anuare contractul de finanțare și eu vreau să mai dezvolt un contract de finanțare pentru încă 150 milioane de euro pentru investiții în apă și aducerea la Dorohoi și în câteva chestiuni care țin de pierdere din oraș. Nu o să renunț niciodată la a aduce gaz în nordul județului și mâine sunt la o întâlnire, o să văd cu domnul Ovidiu acum, am vorbit cu domnul director general de la Transgaz, am scos proiectul pe masă și mă duc pentru proiectul ăsta și nu renunț la gaz la Săveni, Darabani și Ștefănești. Cum nu renunț deloc la a crea niște parcuri industriale și a căuta potențiali investitori. Pentru că situația noastră economică este pe balul prăpastiei, pot spune. Am fost în campania asta, de fapt, vinerea trecută, am fost la Dorohoi, sunt și acum încă cumva sub imperiul acestei situații. Este o altă fabrică care e posibil să închidă de confecție, acolo vreo 350 de doamne, care în mod normal, de 350 de angajați, mai multe doamne, e vorba de fabrica de confecții la Dorohoi și care nu vă povestesc ce condiții acolo. Da. Nu vă povestesc, că mă întâlnesc acum în decembrie cu patronul, cu un timp din Franța, patronul, să discut. De ce măsură, eu mă gândeam deja să sun pe la Ministerul Muncii, să văd dacă există vreo posibilitate de a defiscaliza munca, deși e foarte greu în condiții actuale, astea politice, alegeri, nu știu. În fine, mă preocup cu lucrurile astea și le voi rezolva. Dar va fi un pic mai greu decât mi-am închipuit ca să o să se întâmple. În rest, diferit pe cei care au câștigat, pe Ovidiu și pe Edi, pe ceilalți din Botoșani, adică doamna Feodorovici cu domnul Budăi, în rest nu-i cunosc și nu am încredere în nimeni. Că pot reprezenta Botoșaniu așa cum ar trebui să o facă niște oameni care sunt în Parlamentul României, fie în Camera Deputaților, fie în Senat. Retrospectiv, privind, nu-i credeți că ați greșit, dar nu credeți.
Dacă aș face, aș face la fel, să știți. Adică o campanie, la nivel național, noi suntem totuși în poziție foarte bună. Noi suntem pe locul 7 la Senat, din cele 43 de filiale. Suntem cu o medie de 9,3 față de media națională de 14,3. Iar la Camera Deputatului sunt pe locul 9, dintr-o medie de 13-26, noi avem 18,4, avem 5% media națională. Cumva, Botoșani a făcut cam tot ce trebuie. Noi am luat mult, cred, din bazinul PSD-ului. În schimb, sunt foarte mulți nemulțumiți că așa în locul lor. Nu cred că este moment. Cred că Partidul Național Liberal a greșit în cei 4 ani pentru că n-a avut o poziție națională mult mai evidentă. Candidatul nostru a fost, ați văzut, la 8%, ceea ce e clar că era scorul partidului cumva, adică a tras partidul în spate. E o chestie de a vorbit de asta cu domnul Bolojan. O să avem o discuție chiar de să avem o ședință, de aia la un moment dat să schimbă această conferință de presă. O să vedem. Greșim în politică, până la urmă, oamenii așteaptă altceva de la noi, habar n-am. Eu sunt atât de depustolat, încât eu, ce pot să vă spun, am făcut tot ce am crezut și mi s-a cerut. Să schimb, să aduc oameni noi, oameni profesioniști, oameni cu carieră, oameni care au nevoie de bani în politică. Dacă asta nu ține, pune un om la Constanța și cu un om de la... Ona a explicat oamenilor bine, noi toți ceilalți din viața politică, știți? Când ne-am luptat toți între noi și până la urmă vin... Oameni buni, dragi botoșeni, lucrurile sunt grave. Din 6 deputați, stai-mi aici. Nu înțeleg cum vrem să dezvoltăm județul ăsta. De la întâmplarea naște o altă întâmplare. Nu știu cum să vă spun. Nu poți să spui că toți sunt proști și noi votăm cu ochii închiși. De asta cred că nu mă simt deloc vinovat aici. Pur și simplu am făcut tot ce am putut. Zi și noapte, de 8 luni de zile, nu mai sunt om. Eu sunt așa într-o stare de sunt cumva nutrie, sunt și un pic de busolat, pentru că eu credeam că oamenii ăștia chiar înțeleg rolul și eu n-am făcut circ. Eu nu mă filmez cu telefonul mobil să fac circ. Eu am vrut să cum este județul, care sunt lucrurile complicate și care avem nevoie de ajutor. Pentru că toți am dat eu pe net, nu erau pentru oameni bolșoși, pentru București, că toți știu asta. Și știu că avem nevoie, am spus peste tot, toată lumea știe la București că avem nevoie de gaz în nord, că știe nevoie că avem nevoie de infrastructură, drum și cale ferată până în zona din nord, că avem nevoie de procesarea agriculturii în zona din nord, că avem nevoie de irigații, tot știu asta, de la mine știu. Deci am plus eu continuu. Asta am vrut să se întâmple și mai mult de atât, ce pot să fac? Suntem într-un județ în care un pic neatenția asta a crescut mai mult decât trebuie. Da, încă o dată, eu cred că ceea ce m-am, adică cred, cu siguranță ceea ce m-am angajat la nivel de Consiliul Județean, voi face. Dar un pic mai greu. Ați privit ca un eșec? Este un eșec al politicii botoșnene. Și bineînțeles, la Partidul Național Liberal. Cine a trebuit să plătească pentru acest eșec? Toți, și voi, toți. Primul rând voi. Ce este? Nu eu, nu partidul meu, sunt oamenii fața voastră. Da. Toți suntem vinovați. Cineva să promovăm noi candidații respectivi? Nu, trebuie să înțelegem toți că este o greșeală politică a locului în care suntem. Nu există un partid care a greșit. Că... Spuneți voi, de ce are SOS 7%? De ce are ăsta... Pot. Cine știe pe el la pot? L-ați promovat vreodată? Așteați puțin. Securist, de ce nu spuneți asta? De ce nu spuneți asta? Pentru că nu l-a plătit. Păi vreți spune cine vă va da bani în campania asta, poate că pun bani? Ne-am dat al doilea buget național, știți de asta? Liberale. Și nu scoți din... Am plătit foarte mult, adică am vrut să fac toate lucrurile posibile la cel mai profesionist mod. Adică am spus tot, asta suntem noi. Spuneți-mi voi... Securist, nici pe care nu e din Botoșani. Adică are două calități care l-au propulsat. Un domn care nu e din Botoșani și e securist. Este din Botoșani. Păi da, că e Iași, domnul. Totdeauna alții-ți vinovați. Nu este Iași, Iași este. Da. Este profesorul în Iași, acolo locuiește. Să știți că suntem vinovați toți. Dar nu. Da. Suntem vinovați toți, dar eu nu pot să-mi reproșez 100% eșecul ăsta. Eșecul partidului este un eșec național pe care l-ați văzut cu toții. În condiții în care Botoșani n-a fost în viața lui în zona asta de în primii 10, noi suntem bine acolo, dar pe mine nu mă mulțumește. Eu sunt dezamăgit de faptul că Botoșani nu m-au înțeles. Înseamnă că am vorbit prostii și că oamenii pe stradă care m-au salutat așa cu multă bucurie,
de fapt mă mint. Sunt alții care nu cred în asta și că tot ce am spus noi în campania asta n-a ținut. Ce puteam să fac mult? Dați-mi voie, ne-am greșit. Brandul partidului este sub brandul dumneavoastră personal. Da, numai că partidul înseamnă un om. Eu mi-am expus tot ce am putut, în afară de faptul că parcă și văd în vreo strână cam ce harcea pacea faceți din declarația de avere, de interese, că astea sunt interesante, câte milioane ce am eu. Asta e. Eu m-am făcut public pentru a da ceva botoșanului. Cât am putut să fac până acum, am făcut și în continuare nu cedez la nicio un proiect care l-am să-l fac. Repet, rezolv apa, e problemă cu noi, rezolv treaba la spital, unde sunt niște lucruri de făcut importante, avem alea de dezvoltare, a spus, în drumul expres până la Iași, drumul expres până în zona asta, la Darabani, cale ferată, adică lucruri chiar vreau să le fac și le voi face, da. Acum suntem la capătul care ne apucăm de muncă. Rupturile din PNL vă pot fi imputate? Nu, rupturile din PNL mă ajută. Tabăra Pornilă, eu știu. Mă ajută rupturile din PNL, ne-a ajutat mult pentru că lumea a fost un partid curat, așa cred eu. Poate că greșesc, dar eu cred că partidul nu se dă nici în domnul Pornilă, nici în domnul Șoptic și nici în domnul Flutu. Asta este și n-am făcut nicio, cum să vă spun, pe Cornil, am vrut să-l pun locul 2 la Senă, n-a vrut, sau locul 2 la deputați, n-a vrut. Asta e, nici locul 1 nu putea să fie la deputați, era locul 2, tot pierdea. Nu e de aici, oamenii când își fac un focus de a avea de politică un job, nu era pe filozofia mea, de exemplu. Și n-am fost de acord de aici. Am spus, ce vine în politică, vine pentru oameni, dacă poate, dacă nu poate, stai acasă. Și nu există niciun fel de... Cum să spun, cred că în partidul nostru există acum o mare nemulțumire. Există o stare de supărare că n-am câștigat cât am vrut. Pentru că noi am vrut să fim, v-am spus, peste 30%. Asta credeam eu și puneam, acum o zi, puneam pare pe orice. Că Botoșani, că PSD, că PNL la Botoșani, va lua 30%. Am greșit partidul. PNL-ul a luat 20%, PSD-ul a luat 30%. Asta e. Și de fapt nu mă gândesc la țară unde sunt primari, toți primarii noștri, fericiți pe toți, au câștigat doar două localități, dar am luat 3 în plus sau 4 în plus. Mă gândesc faptul că n-am reușit în Botoșani. În Botoșani suntem 20% și PSD-ul e cu 30%. Aici mi se pare că suntem, n-am explicat, lumea nu ne înțelege sau habar n-am. Puteți guverna în condițiile astea cu Partidul Social Democrat? Principalul nostru inamic în campania electorală? Eu cred că dacă vă uitați în declarații făcute de mine, eu n-am criticat PSD-ul ca și partid, am criticat oameni din PSD care la Botoșani sunt Botoșani, repet, sunt slabi. Și nici așa acum, cred că PSD-ul la Botoșani n-are o echipă bună așa cum aș fi vrut eu. Adică dacă schimba lista și lua pe aia din coada listei care au oameni cu profesii, oameni cu anumită calitate, da. Nu cred deloc în ce au acum, dar ne vom adapta. În opinia mea, orice formulă de guvernare pro-europeană și care dă stabilitate este ok. S-a guvernat cu PSD-ul și că nu s-a guvernat prost. A fost o decizie națională și cred că a fost fătuit, poate nu cel mai bine, domnul fost președinte Ciucă ca să se lege de PSD. Nu știu, o să vedem. Discuția avem de seară la partid și în funcție de ce variante sunt, eu o să mă aliez la politica națională. Vedeți un guvern minoritar susținut poate de PSD? PNL, USR? Nu cred. Eu nu cred. Cum o să votați la prezidențiale? Cu ștampila. Sincer, ia de discuție care la fel de să o comentăm foarte bine, pentru că am văzut că în Botoșani s-a făcut atâta mare vâlvă și o împotrivire totală pe doamna Lascone, ca și cum ar fi o nu știu ce mare ciumă politică. Și care e varianta a doua? Care e varianta a doua de președinte? Așa că te scântărim toți. Nu știu dacă noi o să dăm o notă națională, noi, județeană, votați pe Lasconi sau votați cu domnul celălalt. Asta nu știu. În momentul ăsta eu n-am o... Dar între o direcție pro-europeană cu
cu un guvern care știți, un parlament care poate contează. Pentru că USR-ul nu contează mult în parlament. Până la urmă are o putere, de o putere mică. Așa că nu știu ce poate fac un președinte. La prima vedere, între doamna Lasconi și domnul altul, care părerea mea că îi trebuie certificat, doamna Lasconi. Astăzi, dacă asta e oferta. Este nevoie de un congres imediat în Partidul Național Liberal, Congres Național? Vom stabili de seară și mâine în BPN. Eu, în opinia mea, nu sunt așa de revoluționar, mâine congres, dăm afară totul. Cred foarte mult în domnul Bolojan și în echipa care o fac cu dumnealui, în construcția asta cu dumnealui, cred foarte mult. Dacă nu era la partid, cred că azi nici nu mai eram aici. După așa un scor național. Ați avut porniți să demisionați? Nu am avut demisionez, dar îți trebuie o stabilitate și o anumită viziune pe ceva. Botoșani are nevoie de un mare ajutor, de un imens ajutor național. Au pierdut oamenii ăștia ani de zile bani foarte, foarte mulți. Nu merge. Nu mai sunt bani pentru proiecte de astea de infrastructură. Nu mai sunt, pentru că banii europene am pierdut sau am luat puțin. Și asta vedeți cu toți ceilalți, pentru spitale, pentru drumuri, pentru ce vreți, apă, gunoaie, toți banii, multe oportunități pierdute. Botoșaniu este un județ care are nevoie de o atenție specială pentru la nivel național. Deci dacă la nivel național n-ai pe cineva cu care să te bazezi, n-ai instrumente, ce faci? Vă mint oameni buni, voi face ce? Spuneți voi, cine îți dă 300 milioane de euro ca să faci apa din Botoșani? Cine? Și de unde? Cine îți dă bani ca să faci a doua rampă la apă de gunoi? Trebuie o stație de sortare. Și nu au buget nici acolo. Și trebuie să o faci acum. De unde banii ăștia? Da? Cine să dă, să apucă acum să vedem cum facem la spital? Pentru că ați văzut că noi avem un proiect acum pentru spitalul de pediatrie și psihiatrie, pardon, și cel de la Săveni. Și e un proiect complicat. Sper să iasă, dar eu mă îndoiesc că iasă proiectul ăla. Adică bani mulți aduși în Botoșani, mulți, enorm de mulți bani. Cine dă bani să dezvoltăm ăsta, drumul rapid, Botoșani, Târgu Frumos? Înțelegeți? Cine scrie, cine poate să pună pe o agendă drum expres de la Suceava sau la autostrada A7, Dorohoie, doar bani? Cine poate să ne forțeze asta, ne ajute să aducem bani, să ducem autogaz de la Botoșani, la Săveni, la Darabani și de la Darabani, Săveni, spre Ștefănești? Nu sunt proiecte moarte? Nu sunt proiecte moarte, sunt proiecte la care știu, de care mă ocup și care în momentul ăsta cred cu desăvârșire că Botoșani are nevoie de lobby la București. În condiții în care ai un prim-ministru și un președinte care înțelege nevoile astea de botoșnelor, pot face, dar acum ești singur, ești cineva într-o imens, într-un deșert în care doar își ții la gură, să nu ți-ai nisip în gură, restul ce poți să faci. Fără bani nu merge. Sunt lucruri mici de făcut, că aici la Comarea de Apă, da, am organizat, am schimbat directorul, facem altă administrație, reorganizăm, o să schimbăm și la de Aqua, o să schimbăm și la gunoaie. Oamenii pot să schimb câte unul, organizez, faci ceva, dar astea sunt mici lucruri de organizare, care țin de o bucătărie internă, măsuri urgente, dar pe termen lung ai nevoie de investiții și fără bani de investiții nu. Cum este dezvoltat? Și dacă Bolojan nu e premier? Devine și mai grea misiunea mea. Să vedem. Depinde, e foarte, foarte interesant. Eu mă bazam pe 2-3 oameni buni care merg la București, 4 oameni buni să meargă la București, să poți să-i placeze niște funcții astea și să aibă pe nești un scor național bun. Dar așa fel încât, eu știam cum să am un scor național bun față de scorul național. Că dacă scorul național e 13, de 18%, eu aveam 28. Știți? Sau 25. Se păstra la chestia așa. Deci eram în altă zonă. Acum, eu nu sunt deloc pesimist, sunt doar îngrijorat și îmi pare rău că n-am fost înțeles atât tot. Și că mesajul care am vrut să-mi dăm noi ca și partid, la nivel de Botoșani, de oraș, n-a funcționat în cel mai bun... E o cădere de la 45 la sub 20. Exact. Imaginea valorii victime ce a avut de suferit? Na, uitați-vă și voi ce au zis, nu mai suferim atât de mult. A suferit. Atunci am fost persoană fizică, acum lumea... Dar nu erau șoșocari, nu erau potiști, erau altceva. Că PSD-ul a luat și el de la 40 la 30, a scăzut și el puțin. Deci au fost mai...
Nu știu, mai căutăm în puterea de greșelea noastră. Ar fi bine. Ce estimați pentru guvernare? O coaliție tot cu PSD-ul? Sau... Nu știu, n-aș putea o dreaptă unită, în partea dreaptă, cu USR-ul? Cred că avem nevoie de o stabilitate guvernamentală, așa cred. Și acea stabilitate o să o analizăm în ce măsură dreapta actuală, care înțeleg că poți să faci un guvern cu USR-ul și cu UDMR-ul și cu minoritățile de la limită. Există un exercițiu făcut cu PSD-ul, care n-a mers prost, și îmi spune că a mers prost guvernarea cu PSD-ul, greșește în opinia mea. Da, e de văzut. Eu n-am această experiență politică să vă spun. Dacă o să fie să ceasă cu părerea dumneavoastră, ce o să susțineți? În calitate de vicepreședinte, bineînțeles. E chiar prim-vice. Vreau să vă retrogradez. Ce credeți că ar fi mai util? Nu știu, eu încă sper că și cred că guvernarea cu PSD-ul n-a fost una proastă în România. Așa m-am simțit eu, dar trebuie să analizăm lucrurile după... E foarte interesant că Vestul, care a avut voturi multe, nu știu dacă acceptă așa de ușor o guvernare cu PSD-ul, știți? Pot să continui la aici, la Moldoveni, dacă vă uitați că suntem roșu din cap în picioare, mai puțin cei de la Suceava care s-au și învățând de ce fără, s-au movăit, ce culoare avea. O luptă cu PSD-ul nu v-a distras atenția de la... ceilalți competitori electorali? Ba da, ba da, numai că aia nu a existat niciodată. Cine, cum? Aurul nu a existat niciodată? Ba da, aurul a existat, dar eu nu credeam că lumea votează aurul cu 25% la Botoșani. Nu credeam, dacă ne uităm pe proiecte. Vă rog să-mi dați un singur proiect făcut de aur. Ce spune aur? În afară de casă cu 20.000 de euro. Adică trebuie să fii și aici. Dar dumneavoastră nu v-ați spus așa? Ba da, domnule, la aur, dar aurul îl cotam la 10%, dar în afară cine a fost aurul deloc? Că a venit Siligianu, așa de mare om politic, ca să bată cu Dovidu Jitaru, pe același, sau pe fata aia să bată cu Iedi sau cu Luciana. Aștia sunt oameni, și a spus, am tot oameni. Până la urmă, parlamentul înseamnă niște oameni, nu înseamnă niște partide de carton, care PSD, PNL, și oamenii, am spus, oameni, astea sunt oameni, și n-am crezut în asta. Bineînțeles că aici e o greșeală, poate, strategia noastră, că nu i-am, dar nici nu avea nici da. Era opinii că el. Da. Dar de ce trebuia să dați? Poate trebuia să-i convingeți pe alegătorii lor să vă puteți. De ce trebuia să dați mulți aici? Nu? Dar cum să-i convingi pe alegătorii lor? Poate într-un alt mod decât... Dați-mi un exemplu. Eu n-am soluții să-i convingi pe aia să... Nu ați spus la europarlamentar totuși de stabilitate și că atunci veți avea guvernare împreună și pe următorul mandat și acum căutăm iar cine guvernează cu cine. Când s-a vorbit tot anul de stabilitate și de guvern PSD-PNL, ba da, încă 10 ani, ba da. Cum o să discutăm acum despre variabile de guvern? Eu la Botoșani am făcut o alianță cu PSD-ul? Habar nu știu. Păi, nu știți, la Botoșani, Consiliul Județean, este o coaliție, de-asta o majoritate cu PSD-ul. Și avem un vicepreședinte la PNL, unul la PSD. La nivel național, nu trebuie să facem o părere. A întrebat domnul Ocova și m-a spus o părere mea. În varianta actuală, mi se pare că nu e deloc de neglijat o nouă discuție cu PSD-ul. În opinia mea, de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. De ce mă încercați să-ți tai? Toți ne-ați spus asta. Guvernați împreună.